au mai rămas încă ceva blocuri, câteva sute de blocuri, care n-au documentele depuse la primărie. Iar cetățenii trebuie să știe să ducă să facă presiuni pe conducerea asociației de proprietari, să depună documente la primărie, să putem să le cuprindem un program. Acele blocuri care n-au asociație de proprietari, n-au personalitate juridică, și anume asociație de proprietari, nu de locatari, de proprietari, și n-au președinte și administrator, adică nu au o formă de conducere, nu are cine să semneze contractul de mandat cu primăria. Și e o situație complicată. Adică e nevoie de un președinte și un administrator care să semneze totuși contractul cu primăria.